Dragilor, sosiți la poalele muntelui. Focăraș, las Focăraș. M-am pierdut. Bun, cu ce? Mulțumim, maestre, pentru videoclipul cu gresarea. Dragilor, rămâneți pe acest video și vedeți cum prietenul nostru și clientul nostru și-a gresat utilajul. A cumpărat gresoluri, a cumpărat capurile. Hai să vedem. Mulțumim! Salutare! Astăzi vreau să vă prezint gresarea în punctul lor de gresare la o valpadană. Da, este o moto agricolă cumpărată de la Nibou Utilaje, de la băieții de la Bihor, pe care îi salut pe această cale. Da. Ce să zic? Am cumpărat un decalimetru nou, da, un decalimetru nou, pentru că cel pe care l-aveam eu era depășit, da, și învechit frumos. Nu stau să vă obosesc acum cum se încarcă acest decalimetru, practic desfaci capacul, pur și simplu, îl îndești în găleata cu vaselină și tragi ca și cum ai încărca o seringă, da? Vine, trebuie puțină forță. Frumos, da? Punctele de gresare, fiecare cam pe unde le are, deci acesta este un punct de gresare. Nu, telefonul meu nu mă ajută foarte mult la astfel de filmări. Uite că am reușit. Da? Le curățăm frumos. Un spray curățitor. Un spray curățitor cu o cârpă frumos. Ștergem bine. Nu știu dacă va urmări cineva acest clip sau îl va aprecia. Sincer, nu prea mă interesează, dar poate va ajunge și la cine trebuie, la o persoană care, mine, care vrea să facă treabă. Decalimetrul este nou-nouț, facem puțină presiune în el. Te-a aruncat afară vaselina. Vede? Curată. Și apoi, practic, îl îndești frumos la gaură, la nitrat. Ia să vedem dacă reușesc să fac. Opa! E, și dacă dă așa pe afară, semn că e blocat. Punctul de gresare, nici de cum că este plin. Și trebuie înlocuit. Da. Mai am câteva puncte. Mai am. Din păcate, nu.